Este adevărat? Ce suma pe care ați încasat-o pe nedrept timp, expert IT, ai având acele acte. Am declarat în instanță că sunt nevinovat, voi dovedi pe acolo. Dar altceva, om este, e, a fi, cum erați înainte, candidat pentru ședinție, acum ați ajuns inculpat pentru hoție. Cum vă simțiți? Păi există o prezumție de nevinovăție, după cum știți și dumneavoastră, faptul că ne aflăm în instanție, tocmai pentru a demonstra asta, nu? Adică eu n-am nicio reținere. Ați devenit borfaș? Nu. Nu? Nu. Da, da, sunteți acuzat că ați luat... Atenție, sunt acuzat. Nu niște bani nedrept. Da, 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 am înțeles asta, dar este o acuzație, nu concluzie. Pe ce ați luat acei bani? Pe ceea ce s-a constatat și CNSD-ul, munca depusă. O să vedeți, o să publice martori, ați instanța, cerut da, da, martori pe alte acte. În schimb, știți, instanța a cerut așa, doriți judecarea simplificată și ați refuzat. De ce? Pentru că sunt nevinovat. De dar atunci, cum naiba acest dosar a ajuns în instanță dacă sunteți nevinovat? Cum naiba? În câte dosare nu s-a dat hotărâri de achitare și oamenii erau trimiși în judecată? Doamne comandant, credeți că acest dosar a fost făcut la comandă? Aveți această impresie? Nu vreau să dau un răspuns la asta. Ultima întrebare după aceea. Instanță, eu n-am de ce să am, n-am nicio reținere față de ceea ce se întâmplă în sala de judecată. Nu am nicio vină în povestea asta, de aceea n-aveți, o să vedem. Ultima întrebare, o să candidați din nou pentru funcția de președinte a României la anul? În niciun caz. De ce? Mi-a ajuns. Ce v-a ajuns? Banii sau cuțitul la os? Care banii? Din campanie sau din sponsorizări? Banii pierduți din campanie. Asta zicați pierdut? N-am făcut un calcul, dacă nu știu că dacă fac mai bine, mai bine prefer să nu-l fac. Dar una peste alta... Pe unde i-ați avut? Știți foarte bine, de la EPEC a fost donație de la oameni. Dar vreau să vă spun un lucru. Înseamnă că eu n-am candidat ca și candidat de profesie. A fost o conjunctură în care mi-a depus candidatura. O conjunctură... Din cauza acelei drame cu acea... Eu nu sunt un politician de profesie. Ca așa, uitați, între timp 4 ani de zile, da, mă băgam într-un partid. Ar ați devenit atunci. Păi nu, atunci a fost o chestiune de câteva luni în care chiar am vrut să fac ceva. Da, dar în asta schimb, este, dacă nu se poate, mulțumesc mult. Totuși, nu cumva ați cam folosit de acea dramă? Asta e o altă discuție. Bineînțeles că dacă nu ar fi existat acea dramă și dacă noi nu aveam atâta incompetență la instituții, nu aș fi candidat. Domnule, cum v-am ajuns să rezolvați incompetența din instituții astfel încât nu vă mai doriți să candidați acum? Nu, dar dacă poporul a hotărât că vrea altceva, de ce să mai căut eu? Adică, care popor? Mi-a dat răspunsul. 80% populație, 20 popor, nu? Dar... Are ultima întrebare. Am primit un răspuns la vot, adică în momentul care primești unul 50%, da, este clar că nu ai de ce să mai candidezi. Ar cu tot respectul. Dacă ultima întrebare acum, o altă funcție, e gata. Poate? Nu, nu. Ceea ce spuneți la primar, să pe această clasă politică actuală, cum vi se pare? Minunat. Circ, circ? Cum? Circ sau altceva? Nu văd nicio schimbare în 4-5 ani, dar... Nici nu mă mai interesează, ca să fiu sincer, nu vă supărați pe mine. Dacă înainte eram preocupat de spațiu public, de societate, chiar nu mă mai interesează. Am primit răspunsul... Ați zis și cumva din ochii publicului, cu ce te mai ocupați acum? Ceea ce făceam și înainte, cât se poate de... Ce făceați înainte? Consultanță, asta făceam, ceea ce știu să fac de viață. Adică n-am trăit desfinarea nimănui. Ați spune că... Cu statul ați luat bani din ăsta? Am... Da, într-o anumită măsură, într-o mare măsură, da. Și cred că este mai bine așa, pentru că așa cum v-am precizat mai devreme, ca să fii în viața asta politică sau publică, așa cum din păcate am făcut eu câteva luni, trebuie să ai un scop. Dacă oamenii văd că scopul ăla... Scopul? Care a fost scopul dumneavoastră că ați intrat în viața publică, politică? Care a fost strict, scopul? Strict cu privire la candidatura de independent, a fost doar încercarea de a afla adevărul și de a pune lucrurile care adevăr? În cazul respectiv, știți foarte bine. Numai atât acel caz? Nu, cazul acela și tot ce se întâmplă în România, dacă cazul a rămas izolat. Ce se întâmplă zilele astea?
Ce se întâmplă la Constanța? La fel ca înainte. Nu, ce se întâmplă la Constanța? Ce se întâmplă peste tot? Hai să fim serioși. Din cauza noastră. Da, pentru că au votat 1,53% cu mine. Eu nu crezi mai am ce să mai caut. Dacă ați votat mai mult, nu s-ar mai fi petrecut tragedia de la 2 mai? Nu, dacă ar fi votat un președinte care își dorea să aibă ca prioritate dacă asta... Dacă ieșeați dumneavoastră președinte, s-ar mai fi întâmplat tragedia de la 2 mai? Nu pot să spui asta. Cu siguranță ar fi fost mult mai puține cazuri de astfel de infracțiuni. Pentru că era pe agenda, era punctul 1 pe agenda mea. Dar asta este chestia deja de trecut. Nu mă mai interesează. O, Alexandru, știți... Vă rog. Înainte, azi cam jignit presa. Nu credeți că este timpul să vă cer scuze? Nu am jignit presa, am jignit anumiți, probabil anumiți jurnaliști. Dar nu credeți că ar trebui să vă cer scuze? Pot să vă spun că n-aș vrea să fie nimeni sub presiunea sub care am fost eu, o persoană fizică, da? Cea mai atacată, jignită, tot de presă, erau candidați cu șanse, adică oameni grei, cu partide în spate, dar nimeni nu-i băga în seamă. Care au fost membri de Partid Comunist, că tot aveți noastră agenda asta, nu au avut treabă cu asta, au avut treabă cu mine. Eu cauz presiunea și greșit. Și pentru asta îmi cer scuze față de jurnaliști onești, care doar au vrut să facă, să zicem, lucruri corecte. Dar și față de oamenii, nu doar față de jurnaliști, și față de oameni în general. Dar când ești sub o presiune, când nu mai dormeam de 3 luni de zile, eu de 3 luni de zile n-am mai dormit noaptea, da? Când a fost cu Alexandra. Mai faci și greșeli. Spuneați că faceți și greșeli, domnule Cumpănașu. Chiar în seara în care a fost acea dezbatere la Antena 3, chiar în preajma alegerilor, ați oferit în mod public informația acum că Alexandra Măceșanu ar fi fost ar fi mie. Informație care s-a dovedit neadevărată. Domnule Cumpănașu, au trecut niște ani de atunci, a fost o mișcare electorală. Sau este vie într-adevăr această informație? Am ales să nu mai fac comentarii despre cazul Caracal. Vreau să vă spun doar că acțiunile mele n-au funcționat în unele electorale, în perioada aceea, ci mai degrabă unele emoționale. Contextul am explicat, informația respectivă obținusem în urma unei deplasări în Italia, nu mai reiau tot șirul, pentru că, sincer, mi-a afectat foarte mult viața familiei, viața mea. Nu mai vreau să mai... Adică m-am încărcat atât de mult... Sunteți milionar? Încât, sunteți milionar? Nu, sincer. Nu sunt milionar, nu. Că așa se cam spune. Așa. Da. Ăsta, având acele contracte cu statul, ați devenit milionar. Deci nu sunteți, nu? Nu sunt. Bine. Mulțumesc mult, nu mai am ce să mai dar am făcut destule de declarații. Dacă îmi permiteți o singură întrebare, în acest dosar, credeți că există șansa să fiți contactat în acest dosar de corupție? Eu sper că nu, sunt nevinovat. Asta autorește instanța, nu hotărăsc eu. Ar putea fi o repercusiune a ceea ce s-a întâmplat, știm foarte bine, în 2019. 2019-2020. Prefer să nu fac speculații în acest sens. Părerea personală pentru nu pot să am o părere personală în acest moment clară, decât după ce se termină. Pentru că după ce se termină pot să am și o imagine dacă am fost sau. Am înțeles. Deci, pe total, retroșați ceva pentru acea perioadă din 2019-2020 până după alegeri, când știm că ați ieșit din viața publică propriu. Da, da.